Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la Cutia Neagră. Astăzi se împlinesc 10 ani de la Revoluția din 7 aprilie 2009. Numele este unul simbolic, pentru că a fost numită diferit, evenimentele din 7 aprilie au fost numite diferit de diferiți politicieni și de societate. Unii au considerat că a fost un protest al oamenilor care s-au săturat de regimul comunist care guvernase până atunci, alții au considerat că a fost o lovitură de stat pusă la cale fie de forțe politice din interior, fie de forțe politice din exterior. Discutăm astăzi despre 7 aprilie 2009 cu Natalia Morari, colega mea. Natalia, noi de vreun an de zile cu tine negociem să facem această emisiune, pentru că ziceam, vreau să vii să ne vorbești despre 7 aprilie. Nu, hai să spunem oamenilor, nu negociem. Un an în urmă mi-ai spus, vii la 10 ani și am spus că da, sigur că vin. Vii și ne spui cât mai multe lucruri noi Absolut. Despre ce s-a întâmplat atunci și despre aceste mituri legate de implicarea ta în evenimentele de 7 aprilie 2009. Citeam acum niște interviuri pe care tu le-ai acordat în presă legate de evenimentele din aprilie 2009 și la un moment dat, cred că prin 2011, tu spuneai că tot adevărul despre evenimentele din 7 aprilie 2009 îl vom afla doar atunci când Vladimir Voronin, Vlad Filat, Dorin Chirtoacă și ceilalți vor pleca definitiv din politica moldovenească. Eu cred că suntem cam pe aici. Dar totuși adevărul despre 7 aprilie nu pare să fie și el deja descoperit. De ce? Și de ce în general ai legat dezvăluirile legate de 7 aprilie de plecarea anume acestor politicieni din viața politică a Moldovei? În primul rând nu trebuie să uităm contextul în care eu am spus asta. Asta a fost anul 2011, atunci când la putere încă se afla AE2, dacă nu greșesc, încă nu era AE3. Atât de mult erau încât nici nu mai țin minte. După 2014. Eu cred că aici eu n-am numit un nume foarte important pe care acum, la sigur, îl voi numi. Este vorba despre Vlad Plahotniuc. Dar de ce deci nu l-ai spus atunci? Pentru că în 2011... El deja era implicat în viața politică a țării? Eu nu... Bine, acum eu nu țin minte de ce nu l-am numit. Ceea ce am vrut eu să spun și în continuare o spun. Atât de timp cât fostă guvernare comunistă, atunci când a avut loc acele proteste, și cei care au venit imediat după aceste proteste, în baza alegerilor anticipate, nu vor pleca cu toții definitiv și nu vom avea posibilitatea să avem o procuratură independentă. Nu e nevoie de toată procuratura, e nevoie de un grup de 10 procurori maximum și vreo 5 judecători independenți, atunci poate noi vom afla adevărul despre 7 aprilie. De asta de ce? Pentru că percepția mea personală... La două regimuri diferite, da? Da, percepția mea personală a fost, și asta o spun și eu am mai zis-o doar săptămâna aceasta într-un scurt comentariu, dar până acum nu prea am spus despre acest lucru. Percepția mea personală despre 7 aprilie, ea oricum e creată pe experiența mea proprie. Pentru mine 7 aprilie până acum rămâne o traumă. Eu, atunci când am fost arestată și interogată pe timpul comuniștilor, am fost interogată de procurorul Sergiu Roșu, până acum îi țin minte numele, iar alături de el, întotdeauna stăteau doi colaboratori ISIS. Ei nu-și numeau, nu spuneau numele lor. De unde știi că sunt de la ISIS? Așa, eu, bine, nu țin minte exact, dar așa mi s-a spus, pentru că pe urmă, mai târziu, eu veneam deja cu avocatul pentru orice eventualitate. Da, tu erai jurnalist de investigație, tu știai că un colaborator al SIS n-avea ce căta lângă procuror atunci când au loc interogările. De să stăvestesc până la capăt. Da. Ce este aici important? Deci, asta a fost pe timpul comuniștilor, 3-4 luni cât a durat perioada cât ei încă erau la guvernare. După aceasta, la noi se schimbă puterea, vine la șefie Procuraturii Generale un om nou, Valeriu Zubic, dacă nu greșesc. Zubco. Zubic e altul. Vom vorbi și despre el astăzi. Valeriu Zubco, și procurorul care pe mine m-a interogat pe acest dosar nu se schimbă. Și în următorii câțiva ani, eu când sunt invitat la Procuratura Generală, pe mine mă interoghează același procuror Sergiu Roșu și aceiași doi colaboratori ISIS. De unde eu știu că ei au fost colaboratori ISIS? Pentru că unul dintre ei acum a devenit vice-director al ISIS. Nici nu mai țin minte. Alexandru, nici nu mai țin minte numele lui, dar față. Eu foarte bine țin minte fața asta, pentru că de fiecare dată când eu veneam
Dar tu nu i-ai întrebat niciodată de ce caută angajația SIS la interogări. N-au ce căuta acolo. Mariana, asta a fost atât de mult. Deci eu nu ți-am minte ce eu întrebam. Tu trebuie să înțelegi un singur lucru. Atunci când tu intri în sală, în cabinet mic, la Procuratura Generală, chiar dacă tu ai în spate un background de 2 ani de jurnalist de investigație, asta, dar ție, procurorul, îți cer 15 ani de privare de libertate, tu oricum nu te simți foarte sigur pe sine. Tu trebuie asta să înțelegi. Acum, eu, peste 10 ani, m-aș fi comportat cu totul altfel. Eu aș fi fost și tare și mare. Eu, în general, acolo aș fi făcut poate și un show. Atunci, pentru mine, asta a fost un pic mai complicat. Bun, și dincolo de asta, tu erai văzut atunci ca un mare pericol. Și ce ți s-a imputat este că pericol ai fost... Pericol pentru cine? Pentru regim, nu? Așa erai văzut atunci, pericol pentru regim. Și ceea ce ți se imputa ție atunci era faptul că ai fost organizatoarea protestului din 6 și 7 aprilie 2009 și aici aș vrea să ne oprim. Deci, Natalia Morar... E foarte multă mitologie aici. Natalia Morar, hai să încercăm să trecem prin mitologie și prin realități, da? Lucruri pe care știm cu siguranță că s-au întâmplat. Natalia Morar, o tânără de 25 de ani, cu 2 ani în urmă expulzată din Federația Rusă în condiții neclare. Deci noi atunci am aflat de tine, în momentul când tu ai fost expulzată. Vine la Chișinău, creează un ONG, da? Era un ONG? Think Moldova. Da. Nu foarte vizibil. Eu nu te știam, deși activeam în presă, eu nu știam mai nimic despre ONG-ul tău. Am văzut că ai făcut câteva întâlniri cu apoliticienilor, cu studenții, dar atât. Deci, conexiunea ta cu realitățile moldovenești nu erau chiar atât de strânse. La câți ani ai plecat din Moldova? N-aveam 18. Da. Când am absolvit liceul. Și ai trăit toată perioada asta am de timp? Am învățat în Moscova și am lucrat în Moscova. Deci, 2 ani de zile în Moldova, nici 2 ani, un an și ceva. Conexiunile tale cu Republica Moldova nu erau atât de strânse. Să zic că ai suferit foarte mult de pe urma regimului comunist? Nu cred că ai putea. Cred că noi, jurnaliștii care lucram în Moldova, am simțit mai tare pe pielea noastră cum era regimul comunist de pe atunci. Și totuși, tu vii și chemi lumea la protest. Dimineața v-ați întâlnit la Gălbinuș, erau cu mai mulți... Eu știu asta de la Ghenadi Brega. L-a întrebat la un moment dat pe Ghenadi, dar cum a ajuns Natalia împreună cu voi, organizator? Păi nu știu de unde s-a luat Natalia, așa mi-a zis, nu știu de unde s-a luat Natalia, printre noi, la Gălbenuș. Uite, vreau să ne povestești. Deci cum ai ajuns tu să fii unul dintre organizatorii acelui protest, deși poate nu erai cea mai vizibilă, poate nu erai cea mai afectată de regimul comunist în acel moment? Uite, felul cum tu ai desenat acum filmul acelor evenimente care au precedat protestele din 7 aprilie, el poate fi construit în dependență de ce dorești să demonstrezi. Dacă dorești să demonstrezi că într-adevăr există o conspirologie în spate și Natalia Morar este agent FSB parașutat în Republica Moldova, tu știi că toată multe lume poți foarte ușor să iei diferite detalii din viața mea pe care, care sunt la suprafață și să construiești un film. În același timp, dacă o faci cu altă abordare și cunoști un pic mai multe, îți dai seama că totul asta este un mit special creat ca pe urmă eu să fiu discreditată. Acum începem de la început. Hai să dezbatem miturile. Da, acum începem de la începuturi, cum totul a fost. Deci, pentru cei din Republica Moldova, jurnaliști, a fost cam suspect felul cum eu am fost expulzată din Federația Rusă. Pentru mine asta deloc n-a fost suspect, pentru că eu am lucrat în una dintre puținele voci libere din presă din Federația Rusă, revista New Times, care a devenit foarte cunoscută în primul an de existență și eu mă mândresc până acum că eu am avut șansa să lucrez în această revistă din primul număr. Am fost invitată de Evgenia Albaț, pe care am văzut-o cu toți, inclusiv aici la noi, la TV8. Eu, timp de un an, mă ocupam de diferite lucruri. În primele câteva luni, Evgenia Albaț pe mine mă lăsa să mă ocup de subiecte de care doream, dar foarte repede i-aș dat seama că eu sunt bună la investigație. Pentru că nu prea am reușit să scriu reportaje frumoase. Eu nu posed limba nici măcar rusă atât de frumos încât să descriu realitatea. Dar mie îmi plac fapte, cifre. Am început să fac investigații, pentru că eu înainte de a ajunge la revista New Times, deja am fost o studentă extrem de activă. În spatele meu a fost mișcare de tineret democratică alternativă pe care am făcut-o împreună cu Alexei Navalny, bine cunoscut opozant al Putin și cel mai cunoscut politician, blogger anticorupție, să spunem așa, cu Maria Gaidar, care
pe urmă a ajuns să lucrez în echipa Saakashvili, cu alții nu sunt prea cunoscuți în spațiul public, dar pentru mine oamenii gen Navalny, Gaidar, Ilia Iașin, toți ei, asta erau prietenii mei, noi făceam lucruri comune, în spatele meu era asociația studențească Я думаю, pe care am creat împreună cu colegii de la Vâșa Școlă Economică încă la anul 2. Nu, ca să înțelegi, 7 aprilie, da. Stai o clipă, tu trebuie asta să înțelegi, asta e foarte important. Eu am citit acea încheta ta, eu niciodată n-am fost pur și simplu, dar cine, Natalia Mora? Dacă tu ai fi vorbit cu colegii din Breasla Jurnalistică în 2007, cine e Natalia Mora? Tot știau cine este Natalia Mora. În Federația Rusă. În Federația Rusă. Da, Moldova nu știa. Așa s-a întâmplat. Așa s-a întâmplat că investigațiile mele despre inclusiv spălări de bani prin sistemul bancar, inclusiv despre omorul vicepreședintelui Băncii Centrale din Federația Rusă, Kozlov, și noi, revista noastră și investigațiile mele, au fost primele care au combătut ipoteza Procuraturii Generale din Federația Rusă că el a fost omorât de către bancherul Franken. Tot asta, știi cum, mi-a făcut un anumit background, deci eu când am venit în Republica Moldova, eu am fost nimeni aici, dar eu am fost cineva acolo. Când eu am fost expulzată, despre mine a scris toată presa internațională. Acum, eu ajung în Republica Moldova, fiind tânără, continuând să lucrez în revista New Times, doar că deja nu mai puteam să fac investigații, doar o singură investigație mi-a reușit să o fac în Islanda după asta, în rest mă ocupam de reportaje, ceea ce nu prea îmi plăcea. E și normal, eu fiind un om care întotdeauna are nevoie de o comunitate, tu pe mine mă cunoști. Eu am început să cunosc oamenii, pentru că eu am fost expulzată nu doar din locul meu de muncă. Eu am fost expulzată din viața mea plină de comunicare socială, de cer de prieteni. Tu ai venit într-o lume în care înțeleg că nici nu prea aveai prieteni, cunoștințe. Absolut. Eu am ajuns în societate în care eram чужая среди своих. Și creezi în o idee. Nu creez, uite, deci eu încep să cunosc oamenii și eu țin minte cum nu deodată, un pic mai târziu, am cunoscut-o pe Elena Zgardan, care până acum rămâne prietena mea foarte bună. Artur Gureu, deci au fost câțiva tineri cu care noi ne-am văzut. Era Adrian Lupușor, dacă nu ți-mi... Da, Adrian Lupușor, el atunci era încă student la SEM. Eu nu mai țin minte în ce context noi ne-am văzut, dar era vorba despre faptul că poate ar fi bine noi să facem anumite activități. Eu le-am povestit despre experiența mea, nu pot spune că asta a fost ideea mea și exclusiv a mea de a crea Think Moldova, dar asta a fost scopul. Dar Think Moldova avea vreo legătură cu Petru Lucinski? Nimic, nu. Pentru că pe internet apare deseori o poză în care este Petru Lucinski și voi ceilalți membri. El a fost unul dintre invitații, Deci noi am făcut fix așa, oamenii pot spune că Think Moldova este a lui Iurie Roșca, pentru că și el a fost invitat la unul dintre evenimentele noastre. Noi invitam oameni diferiți, inclusiv oameni controversați, ca studenții să aibă posibilitatea să discute cu ei. Și ceea ce mie îmi pare că este o activitate absolut normală și studenții, tinerii ar trebui să se ocupe și cu un pic altceva decât doar. Hai să revenim la 7 aprilie. Pe urmă se întâmplă așa încât în 2008 eu deja fiind, chiar dacă eram jurnalistă rusă, eu vrei nu vrei, dar am început să pătrund în viața cotidiană a Republicii Moldova și eu foarte repede mi-am dat seama ce face regimul comunist. Chiar dacă eu n-am suferit foarte tare, eu pe atunci eram foarte bine plătit de revista New Times, comparativ cu presa locală, eu, știi, călătoream, deci eu mă simțeam ok, dar eu sunt un om care nu poate rămâne indiferent față de nedreptate care se întâmplă. Pentru mine regimul comunist atunci a fost un sinonim, deci eu puneam semnul de egalitate cu nedreptate. De ce era și evident că la începutul lui 2009, în 2008, eu eram printre tinerii care spuneau, nu de Doamne, ei să mai rămână la putere, nu de Doamne. Și atunci când se întâmplă 5 aprilie, alegerile, a doua zi noi ne trezim după alegeri. Și deja primele rezultate, atunci mai târziu vineau rezultatele, dimineața, este clar că pe CRM-ul ia ori 60, ori 61 de mandate, atunci încă nu era de ce să... Era la limite. Era supărată tot. Asta era, știi cum, starea pe care eu personal am trăit în acea dimineață, asta a fost starea de, nu cu șoc, dar asta, nu, noi cuvântul ăsta l-am folosit într-un spot de-al nostru, al postului de televiziune TV8, acel cuvânt pe care noi l-am trăit. Și atunci eu țin minte, eu în ziua aceea, apropo, citeam lecții la școală de studii avansate de jurnalism, dar ne-am sunat cu Lena Zgardan dimineața, eu personal cu Lena m-am sunat și noi discutam.
băi, trebuie ceva de făcut, cum așa, dar nu se poate, dar asta nu e normal, pentru că noi eram tineri care foarte mult discutam pe atunci politică. Și de la cine a venit inițiativa? De la Ghenadie Brega sau de la... Pentru că mi se pare că Ghenadie chiar a fost persoana care a rezervat Piața Mare Adunării Naționale. Deci, ideea a fost că noi trebuie să... Da, ideea a fost că noi în acea zi să ne vedem cu mai mulți tineri și tot căutam unde să ne vedem și ne-am înțeles să ne vedem la Cafeneaua Gălbinuș, în Casa Presii. Da. A venit acolo Olena Zgardan, a venit Artur Gurău, am fost eu. Atunci l-am cunoscut pe Ghenadie Brega, nu ți minte dacă a fost și Oleg Brega, nu ți minte. Mm-hmm. Acolo a mai fost cineva, erau vreo 6-7 persoane. Și noi la Gălbinuș discutam că trebuie de făcut o acțiune de protest. Și tot discutam cum să o facem. Inițial ideea a fost să venim în fața Parlamentului cu gențele, știi, în carouri, aceste genți cu care atunci moldovenii foarte mult călătoreau peste hotare, și să venim cu gențele să le aruncăm în Parlament cu ideea, cărați-vă voi, nu noi să ne cărăm din țară. Pe urmă, foarte repede, cumva discutând, am înțeles că va fi complicat de cumpărat aceste genți. În primul rând, e nevoie de bani. Cine va cumpăra? Bani nu sunt. Și a venit ideea de a veni cu o luminare și de a aprinde o luminare în semn de doliu pentru democrația Republicii Moldova. Bun. Și la acel protest? Adică, Mariana, a fost ideea? Vreo 5.000 de oameni, cred, inițial, după cifrele care s-a adunat diferite. Foarte multe. Era plin în orice caz. Scoarul monumentului Ștefan cel Mare a fost plin. Cine a dus acești oameni? De ce, în general, revoluția asta a ajuns în presa internațională cu denumirea de Revoluția Twitter? Noi nu aveam Twitter. E foarte simplu. Twitter pe atunci... Deci, să terminăm cu ziua de 6 aprilie. Acum, când deja mă uit în spate, eu înțeleg că se întâmplau anumite lucruri și dincolo de ceea ce noi planificam. Deci, noi am anunțat... Ce înseamnă se întâmplau și alte lucruri? Adică aveau și alții niște planuri? Eu cred că aveau și alții niște planuri, absolut. Deci faptul că a fost lansat un apel pe atunci cel mai citit media din Moldova, probabil era Unimedia. Unimedia, ți-am minte, a făcut știri din faptul că la ora 18... Toți au făcut știri. A fost postat anunț în grupul din Adnaclasnic, eu sunt anticomunist. Facebook era deja, dar el încă nu era așa de popular. Era Adnaclasnic cel mai popular. Da, cel mai popular. Noi am folosit listă de mail-uri din Think Moldova. Cu ce Think Moldova a contribuit? Noi pur și simplu am folosit listă de mail-uri pe care le adunam la toate întâlnirile noastre. Ale jurnaliștilor sau ale cuiva? Nu jurnaliști, studenții veneau. Veneau studenți, oricine putea să asiste. Dar au venit mult mai mulți oameni decât noi ne-am așteptat. Mariana, deci noi personal, între noi vorbeam că dacă vor veni în seara aceea vreo 200-300 de persoane, asta va fi un succes. Da. Și când noi am venit și am văzut mii, crede-mă, 6 oameni care stau la Gălbinuș la ora 11 sau 12 ziua și decid să facă un flashmob în fața monumentului Ștefan cel Mare, cu tot cu Adnaclasnicii, Unimedia și restul media, n-au cum să aducă atâta lume. Eu de ce și spun că probabil se întâmplau și alte lucruri. Dar de mobilizarea oamenilor, de fapt, cine se ocupa? Deci cine a chemat oamenii? Noi toți, și eu am primit, eu nu mi-am amintesc de la cine am primit acel mesaj, ieși în piață. Uite, până acum pentru mine este un semn de eu întrebare. Eu sunt curioasă, cum crezi tu, cam câtă lume ai dus tu în piață? Pentru că ție ți se reproșează faptul că tu ai dus masele în piață. Cam iată, acum judecând, cam câți oameni crezi că ai dus tu? E mit, noi pe urmă îl discutăm. Deci, noi discutăm acolo, la acea întâlnire, că trebuie să facem totul ca să aducem oamenii. Eu nici măcar nu eram administrator la grupul, eu sunt anticomunist. Dar cine era administrator? Eu nu știu. Nu, Mariana, acum există mii de grupuri pe Facebook, tu știi... Nu, credeam că poate știi cine este administrator. Ce eu țin minte e că noi am folosit listă de mail-uri din Think Moldova, dar asta dacă erau 100 de mail-uri, de Doamne. De ce și-ți spun că eu personal am avut șoc cât de mulți oameni ne-am văzut. Eu înțeleg că mai multe partide de opoziție cumva, probabil, au preluat acest apel al tinerilor de a veni în piață, pentru că... Dar voi, apropo, ați discutat cu partidele, cu liderii opoziției? Noi am discutat cu partidele în seara, pe data de 6 aprilie și pe 7 aprilie. Bun, despre asta o să vorbim. Da, dar în momentul în care vă gândeați să organizați acest protest, ați încercat să contactați pe cineva dintre partide? În momentul acela nu. Deja în seara. Noi am discutat atunci cu câțiva dintre ei. Deja în seara aceea noi am discutat.
Am înțeles. Despre Twitter, de ce asta a fost numit Twitter Revolution? Eu, pe urmă, în acel an, în toamnă, am avut posibilitate, eu am fost invitat la o conferință internațională organizată de Departamentul de Stat în Mexic și am avut un panel împreună cu Jack Dorsey, fondatorul Twitter. Și spre regretul lui, eu acolo am dezmințit toată povestea asta, metodologie de Twitter Revolution, arătând cifre foarte simple. Eu am discutat atunci cu Vitalie Șanu. Twitter nici nu era în Republica. Erau în jur de 200 de utilizatori. Dar Twitter a jucat un rol și de ce, și există o explicație de ce această revoluție a primit denumirea Twitter. Twitter a devenit un fel de forteșcă a Nouă Europa, din punct de vedere informațional, pentru că atunci când seara oamenii au venit în piață, cei 200 care erau activi, eu știu la sigur că Vitalie Șanu povestea despre el pe urmă povestea despre acest Twitter, el a făcut chiar... Tu aveai apropo cont Twitter? Sau? Nu, Artur Gurov mi-a făcut pe data de 8 aprilie contul meu de Twitter, i-am spus că deja e timpul, trebuie. Deci 200 de oameni erau. Ei, probabil unii dintre ei sau toți ei, participau în acele proteste și ei scriau foarte multe Twitter și întotdeauna foloseau același hashtag PMAN, hashtag Piața Mare Dunării Naționale. Și ca să înțelegi, Twitter-ul atunci abia apăruseră undeva un an, doi, trei, deci asta era o rețea foarte nouă. Și algoritmul lucra foarte simplu. Când dintr-un loc foarte multe Twitter se făceau cu același hashtag, el imediat se urca în sus în trenduri internaționale. Și așa hashtag-ul PMAN a ajuns în timp de vreo 2 sau 3 zile, noi am fost pe primele locuri în lume după Twitter. Și normal că este presa care e mai dezvoltată ca noi, din New York Times sau nu știu de unde și se uite, dar ce e cu PMAN-ul? Noi avem ce arăta în ziua aceea, că se întâmplau și niște lucruri. Dar ca să înțelegi că presa internațională a aflat despre asta datorită Twitter-ului în care se folosea același hashtag PMAN. Poate, dar poate că nu, pentru că era după proteste. Eu mi-aminteam că erau foarte mulți jurnaliști din presa internațională la Chișinău, erau de la Reuters, erau de la AFP. Deci era multă presa internațională care au reușit să filmeze. Primii care au folosit Twitter Revolution, dar asta a fost ori New York Times sau Wall Street Journal și de la ei, știi cum, era atunci la modă de folosită semenea... Probabil, suna frumos ca să zici. Eu vreau să trecem la un alt subiect. Interesant, două, de fapt. E legat de două nume, da? De care a fost legat și numele tău în contextul evenimentelor din 7 aprilie. Tu nu știi nimic despre ce te întreb eu pe tine astăzi. Eu știu, apropo, oamenii trebuie să știi că pentru mine această misiune este o surpriză totală. Și am să te rog să ghicești tu, să înțelegi. Tu știi despre cine vreau să te întreb? Nu pot să presupun, dar hai să vedem ce vei spune tu. Hai. Da. Eu vreau să te întreb în primul rând despre Mart Căciuc. Și în al doilea rând despre Eduard Baghirov. Dar mai întâi hai cu Mart Căciuc. În primul rând să mai trec și alte nume, dar cu ăștia să începem. Noi despre Mart Căciuc și Natalia Morare am aflat după ce au apărut niște scurgeri de discuții, SMS-uri între tine și Mart Căciuc. Mart Căciuc fiind o persoană foarte influentă în timpul guvernării comuniste, care, înțeleg că asta nu l-a salvat de faptul că el era interceptat în discuțiile... Bun, tu erai interceptată, dar erau păstrate Eu cred aceste... că mai degrabă el era interceptat. Tu crezi că acele scurgeri erau ale tale? Dar, erau legate dar, de tine, dar vreau de să spun că acele scurgeri, eu le-am citit, ele au fost trucate. Pentru că în unele locuri, absolut la sigur, și eu chiar pot dovedi în baza unui exemplu atât de... Nu spun exemplu, că mergem la publicitate. Bine. Și hai să păstrăm intriga după pauză. Ok. Am revenit în studioul Cutia Neagră. Vă amintesc că discutăm astăzi despre evenimentele din 7 aprilie 2009, iar invitată în studio este Natalia Morar, care a venit să dezmintă mituri sau, dimpotrivă, poate să le confirme că sunt realități. Natalia, înainte de pauză, noi începusem o discuție despre Natalia Morar și Mart Căciuc.
cum era el numit, cardinalul gri al Partidului Comuniștilor. Acum înțeleg că și asta a fost un mit. Și asta a fost un mit, da? Da, ce, nu-i clar. Unde Tkăciuk și unde... Acum, da. Bun, între timp s-au întâmplat niște lucruri, știți cum cardinarii gri din alte părți au devenit între timp generali. Și poate că au preluat toate armatele. Înainte de pauză, iarăși tu spuneai despre faptul că acele interceptări a discuțiilor tale prin SMS cu Marti Tkăciuk au fost trucate. Și tu poți demonstra asta. Un simplu exemplu, știi, ca să nu intrăm în esență, mie în general îmi pare că asta este extrem de urât de discutat, interceptările care apare legal. Interesant, dacă tu știai cine a scos aceste interceptări. Eu știu că peste un an, îmi pare că, dacă nu greșesc, peste un an, la mai multă presă a venit o scrisoare anonimă, așa eu ți minte. Nu peste un an. Da, peste, nu, eu nu ți minte. Peste 2 ani. Peste 2 ani a venit o scrisoare. Tocmai peste 2 ani. Tocmai peste 2 ani a venit o scrisoare. Atunci când eu deja am început să fiu incomodă la postul de televiziune publică TV, apropo, pentru mine asta este clar. Pentru că foarte repede... Și când Reșetnikov încă mai era la comuniști. Absolut, absolut. Ce vreau să spun, că în ceea ce a apărut, pentru că eu am citit, bineînțeles, că acolo doar un element, unde este prezentată chipurile, o discuție dintre mine și Tkăciuk, unde eu îi scriu, îl numesc Pupocic, Spăcoină noci, ceva de genul ăsta. Toți cei care pe mine mă cunosc știu că eu am o prietenă foarte bună, Lera Garber, din Moscova, cu care am învățat și am trăit în cămin, care toată viața mea și când va avea 75 de ani, pentru mine va fi Pupocic. Deci ei au luat bucăți din diferite discuții, au lipit și au prezentat ca o discuție. Asta tot ce pot să spun. Bun, da. Tu totuși aveai o comunicare cu Marti Tkăciuk. Da, eu comunicam bine. Un luptător anticomunist. Comunică... Mariana, eu comunicam cu el ca cu unul dintre cei mai deștepți oameni pe care eu în continuare pot să spun că unul dintre cei mai deștepți oameni în Republica Moldova pe care i-am cunoscut. Eu l-am cunoscut în Vâșa Antropologică Școală, acolo unde eu când încă învățam la liceu, mergeam la cursuri de socială antropologie, pentru că veneau și la noi la liceu profesori. Nu, l-am cunoscut deja aici în Moldova, dar pentru mine Vâșa Antropologică Școală asta a fost un loc în care eu la sigur aș fi intrat cu studii dacă n-aș fi reușit să intru la Universitatea de Stat Lomonosov. Dar deci, cum mai comunici cu Marti Tkăciuk? Din când în când îl mai văd și tot încerc să-l aduc la emisiune și el tot nu vrea și nu vrea. Sper că el este supărat pe tine. Nu știu, nu știu, dar asta deja sunt problemele lui, nu ale mele. Da, bun. Comunicați. Nu, comunicam. Și în seara de 6 aprilie. De fapt, despre asta a scris presa, nu despre viața ta personală, dar despre seara de 6 aprilie 2009, când tu i-ai scris lui Marti Tkăciuk noapte bună. Eu nu sunt sigur că eu am fi putut scrie noapte bună în seara ce îți spun, că eu când am citit acele discuții, eu multe bucăți le-am văzut absolut trucate. Deci, dar în perioada asta, aprilie 2009, tu discutai, deci după protestele astea, tu discutai cu Marti Tkăciuk? Deja în scurt timp după 7 aprilie, când s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu mine, eu fiind arestat, arest la domiciliu, eu am încetat să comunic. Pentru că, nu, pentru că, nu știu, pentru mine era cumva... Noi am avut o comunicare absolut civilizată ca între doi oameni inteligenți, educați. Noi foarte des glumeam despre anumite lucruri care se întâmplă. Adică e relația amoroasă descrisă în acest nu, nu, există? Mariana, nu, să mă scur, cu tot respectul față de creierul lui Marti Tkăciuk. Eu cred că este nu, bine să este, vorbim. Asta este o minciună totală. Niciodată n-a fost nimic între noi, niciodată. Și a fost o relație de asta de prietenie intelectuală și pentru mine, sincer să spun, a fost dureros pentru că, la sigur, Marti Tkăciuk știa că eu nu sunt cei ce despre mine se prezenta în presă comunistă imediat după 7 aprilie. Pentru mine asta a fost cumva un fel de trădare personală, cu toate că noi n-am fost prieteni foarte apropiați, dar știi, când tu înțelegi că omul cu care tu comunici normal, civilizat, a doua zi pe tine te terfelește, asta a fost, apropo, la mine una dintre primele lecții în viața mea, că oamenii nu sunt cei ce par, chiar dacă uneori ți-ți pare că ei se deschid și sunt sinceri cu tine. Bun, dar de ce te-au legat pe tine și cu Marti Tkăciuk? Puteau cu oricine altcineva din politică să te lege? Mariana, pentru că era foarte comod. Pentru că era foarte comod, ascultă. Deci tu înțelegi că există un jurnalist care devine incomod. Și eu îți spun, în 2011 noi am fost... Puteau să zică despre relația ta care nu era falsă cu Kirill Lucinski. De ce taman cu Marti Tkăciuk? Nu, în 2009 încă nu era. Talk show-ul Fabrica a fost primul la care în exclusivitate noi am prezentat documentele care au dovedit că cele partidele
partide care au format AE2, AE1 de pe urma AE2, au divizat organele de drept, ceea ce este contrar Constituției, legii, și asta a fost începutul căpătorării statului Republicii Moldova. Eu deja deveniseram foarte incomodă. Cui? Era incomodă? Eu cred că atunci au coincis interesele lui Vlad Filat și Vlad Plahotniuc. Acum eu cred așa. Și atunci când omul este incomod, se dă comandă FAS. Hai să vedem tot ce se poate discos pe ea. Tu trebuie să înțelegi că există un element care a rămas așa mai puțin cumva prezent în presă. Multă lume a început să creadă că cu murare ceva nu este ok, din simplu motiv că toți cei care au figurat pe dosarul 7 aprilie și au fost arestați după, toți au fost băgați în penitenciar și murarea a fost băgată în arest la domiciliu. Iată, vreau să discut despre asta. Tratament diferențiat. Absolut. Aici trebuie să știi un lucru și despre asta puțin îi cunosc. Atunci când eu participam în protestele din 6 și 7 aprilie, eu pe data de 6 o sun pe șefa mea, Jenia Albat, și am spus: Jenia, eu acum am de ales. Ori rămân jurnalist rus care, dintr-o parte, descrie evenimentele, dar, sincer, mie mi-este absolut încot acum de jurnalism rusesc, pentru că eu mă simt cetățean în Republicii Moldova, în care se întâmplă evenimente importante și eu vreau să protestez. Haideți, considerați că eu mi-am depus demisia. Ea n-a acceptat-o, ea a spus că i-am suspendat contractul pe timp cât la noi au loc evenimentele și îți dai seama, deci eu continuam să fiu jurnalist rusesc. Tu spuneai singură că presa internațională a venit imediat după ce... Nu a venit, ea era pe loc, ea încă nu plecase. Nu, unii au venit când au văzut ce s-a început pe 7, da. Mai mari, da. Tu, ca să înțelegi, 99% din presa internațională, dacă cu excepție cele din România, asta a fost presa care a venit din Moscova. Pentru că New York Times, Wall Street Journal, CNN, Al Jazeera, BBC nu-ți trimit jurnaliști din Londra, New York. Ei îți trimit jurnaliști care sunt acreditați în biroul care e responsabil de Moldova. Birourile responsabile de Moldova erau cele din Moscova. Majoritatea dintre acești jurnaliști, când au venit în Moldova și se întâmpla ceea ce se întâmpla, ei idei n-aveau cine Dorin Chirtoac, cine Vlad Filat, adică numele lor nu prea... Nu le cunoșteau. Și aici Natalia Morari, cea care a fost expulzată din Federația Rusă și pentru presa internațională, asta este... Nu că asta este o bomboană, dar nu subiect. Să încep că, iată, cea care a fost expulzată, acum a organizat și Twitter Revolution. De aici vine o mediatizare atât de mare a numelui meu în legătură cu protestele din 7 aprilie, pentru că jurnaliștii mă cunoșteau mult mai bine decât pe alți actori. Și doi, foarte mulți jurnaliști străini erau jurnaliști din Moscova. Nu putem spune că pe atunci deja... Totuși, nu pot să zici că istoria cu Natalia Morar ar fi fost inventată de procuror. Ei puteau să zică, dar ea a fost în piață. Iată, vă arătăm probe. Ea era, chema oameni la proteste, chema să ne ducem la președinție, apoi ne ducem și la... Nu înțelegi, de exemplu, presa străină cum face? Presa cum face? Ea nu scrie că... Ideea este că procurorul ar fi putut justifica de ce te țin în arest. Dar eu nu te-a ținut. Eu de ce insist eu pe asta? Pentru că la un moment dat, nu știu dacă ori tu într-un interviu, ori altcineva vorbi despre faptul cum tu ai ieșit din arest. Acum și-ți spun. Deci, numele meu a fost cunoscut. Asta vreau să-ți spun. Eu ajung după 7 aprilie, pe data de 8, eu mă trezesc, dar noi atunci aproape în fiecare dimineață ne întâlneam, mergeam ori la Amnesty, ori la IDUM, pentru că deja era clar că lucrurile devin tot mai grave și mai grave. În dimineață, de data de 8, toată presa comunistă a dat comunicat că au fost arestați Morari, State, Gabriel State, mai multă lume. Când a apărut știrea despre arestul meu, era clar că eu nu mai pot apărea în piață. Eu mă ascundeam la prieteni. Da, până duminică. Te ascundeai. La prieteni. Eu am schimbat câteva case. Erau 3 case în 3 zile. Deci, și duminică, până duminică eu deja nu mai puteam răbda. Eu vroiam să aud pe mama. Eu n-am vorbit cu ea nici măcar la telefon și îmi dădeam seama că ea își face griji. Imediat ce eu mă apropii de scara blocului de la Ciocană, din mașină care era parcată lângă scară, ies 2 cetățeni în civil, se prezintă ca reprezentanța Maiului și mă invită să-i urmez. Nici măcar nu mi-a permis să urc acasă la mama să o salut. Acuși, imediat. Eu sunt dusă, ei au spus, deci eu am fost adusă de un cunoscut de-al meu și deja era... Unde ai fost adus? La mama mea. Deci stai, eu am fost adusă de prietenul meu și era deja și deja pe atunci soțul meu, acum fostul meu soț, Ilia Barabanov, cu noi.
Deci eu în momentul arestării, ei erau martori că eu sunt, eu sunt reținută. Deci eu mers cu mașină după mine. Asta a fost un mare noroc de-al meu, pentru că eu i-am întrebat unde sunt dusă, ei mi-au spus că la inspectoratul poliției de la Ciocana. Dar, de fapt, foarte repede au început să meargă cu o viteză, depășeau viteză, era clar că ei nu merg la Ciocana, bine, bine că în urmă mergea mașina prietenilor, ei ne-au urmărit, deci am fost adusă la Bucuria 14, da. Ce adresă acolo. Eu acum Inspectoratul Național de Investigație. Eu am fost adus acolo în foarte scurt timp. Deci eu am fost ținută din tâi în coridor. Erau foarte mulți oameni, polițiști. Deci, bine, eu nu știu, probabil polițiști. În foarte scurt timp ajunge Zubic. Eu pe atunci încă nu știam că cine el. Eu pe urmă deja din știri am aflat că asta. Pentru că, Mariana, eu eram jurnalist rus. Eu mai mult scriam despre, scriam despre ceea ce se întâmplă acolo sau din altă lume. De asta Moldova și te-am întrebat la început. Moldova de ce o persoană care era mai Moldova departe de realitățile moldovenești? Nu, bine, Moldova nu era interesant. Bine, eu, tu știai pe toți la nivel de viceministru, pe ministri cunoșteam. Eu da, știam, pentru că lucram atunci foarte activ în presa din Moldova. A venit Zubic. Deci eu am început să fiu, deci mie mi s-au prezentat, mi s-au adus acuzațiile, mi-au spus că eu sunt acuzată de organizarea dezordinului de masă, eu am fost, mi-au scos centură, mi-au scos șireturi de pe Adidas, deci era clar că pe mine mă pregătesc de arest. Tu ai povestit partea asta, în altă parte, eu vreau să ne spui lucruri pe care poate nu le-ai povestit la alte emisiuni. Hai că te întreb direct, așa, din ceea ce s-a... Noi astăzi vorbim despre mituri, despre faptul că cum ai ieșit tu, cum ai reușit tu să scapi din arest, să ajungi în arest la domiciliu și după asta să scapi cu totul de dosarul penal. Apropo, tu știi când a fost clasat dosarul tău penal? Când a venit nou Zubco, când a venit Zubco, una dintre primele decizii semnate de el, asta scoaterea tuturor guvernarea nouă nu era chiar împotriva ta. Scoaterea tuturor învinuirilor de pe un grup de oameni, printre care am fost și eu. Asta a fost una dintre primele decizii. Despre modul în care ai reușit tu să scapi din arestul poliției, se spunea că a intervenit Marta Ciuc. A intervenit Alexei Venedictov, redactor șef Echo Moscovei, care pe atunci a fost în Strasburg. Dar cum putea el să intervină? Explic foarte ușor. Asta mi-a povestit martorul discuției Valodi Solovyov, colegul nostru și prietenul meu bun. El se afla atunci împreună cu Venedictov în Strasburg la sesiune parlamentară a PCE. Венедиктов l-a sunat pe Ткачук și a spus că если хотя бы один волосок с головы этой девочки упадет, мы поменяем свою редакционную политику по отношению к вам. Dar tot dacă îți aduci aminte, atunci în campania înainte de alegeri în 2009, Echo Москвы era cam pro-Voronin. Ei au făcut, îmi pare că vreo două interviuri cu Voronin destul de bune. Benedictov a intervenit pentru că el pe mine mă cunoștea. Deci așa se explică intervenția lui Marta. Da, el pe mine mă cunoștea personal. Dar să înțelegi, Mariana, serviciile secrete, hai să vorbim despre ele, că aici e cel mai mare mit. Tu cum crezi, servicii secrete străine sau ale noastre au fost implicate, ale noastre în sens că ale Republicii Moldova, că ele nu știu a cui sunt, Republica Moldova, au fost ele implicate în tot ce înseamnă 7 aprilie? Ce înseamnă implicate? Dacă au pregătit, e una. Dacă au fost implicate pe urmă... Dar tu crezi că evenimentele din 7 aprilie, nu vorbesc de protestul, dar eu vreau să înțeleg ce tu ai în vedere. Dacă au fost cum înțelegi. Dacă a fost pregătit din timp în laboratoarele, nu știu, FSB, CIA sau nu știu ce, asta e una. Dacă s-au implicat deja în momentul în care era clar că ceva se va întâmpla pentru că societatea noastră fierbea, la sigur, e la etapa aceasta, la sigur. Și eu cred că toate serviciile au fost implicate. Că acum eu deja mă uit în spate și înțeleg că, da, probabil rușii au fost implicați aici. În ce mod? Și prin cine? Mariana, stai și te gândești. Jumătate din cei care au fost responsabili de ordinea publică în Republica Moldova la momentul acela, au fost sub Vlad Plahotniuc deja sau sub influența serviciilor rusești? Eu nu știu. Eu până acum nu mi-am răspuns. Dar crezi că nu era loial deja Vladimir Voronin? Eu cred că pe data de 7 aprilie, acum eu deja cred că pe data de 7 aprilie, cei care spun că a fost un moment în care timp de 2 ore lucrurile au scăpat de sub controlul lui Voronin, care nu putea da de papuc,
de ministrul de interne, timp de 2 ore, când se întâmplă sore, dar nu în fiecare zi la tine arde parlamentul și este devastată președinția. Și eu cred în ceea ce spun mai multe surse despre faptul că atunci, pe data de 7, Voronin deja timp de 2 ore nu putea găsi legătură cu el. Întrebarea. Și atunci crezi că el primea ordine de undeva? Eu cred că din altă parte. Din altă parte. Noi ne amintim că Gheorghe Papuc făcuse înainte de asta o carieră bună în Uniunea Sovietică, în alte țări din Uniunea Sovietică. Alte Eu pentru regiuni. Mine până acum n-am răspuns la această întrebare. Îți spun, 7 aprilie pentru mine personal rămâne o enigmă aproape... Ca și pentru mulți alții. Da, aproape total. La sigur acolo au fost amestecate foarte multe interese, inclusiv din exterior. S-au făcut foarte multe lucruri murdare, dar eu ca cetățean și ca omul care nemijlocit... Dar în afară de americani, crezi că în afară de ruși, asta vrem să eu nu cred că și americanii au fost implicați? Nu, știi cum asta români, deja... servicii diferite din toate părțile. Dacă și-au fost, eu aș spune așa, dacă și-au fost implicate serviciile secrete, mai degrabă acestea au fost serviciile secrete rusești, mai degrabă. La ce le servea asta? Știi cum? Eu cred că Voronin n-a fost iertat după memorandumul lui Kozak. Asemenea lucruri nu se iartă. Și atunci pentru ce să intervină serviciile? Asta înseamnă că ea ducea la putere pe cine? Pe ăștia care au venit cu integrarea europeană? Păi nu, un pic pur și simplu de arătat lui Voronin, că el nu controlează chiar totul. Eu nu-și dau seama ce urmări. Deci face, dar calculez câțiva pași înainte. Ce obții ca rezultat și ce a obținut? O alianță care a optat pentru integrarea europeană și le-a dat bătaie de cap în prima perioadă de timp rușilor. Bănuiesc eu că le-a dat bătaie de cap. Ce obțin așa a reușit. De ce le-ar fi trebuit rușilor să se implice? Mariana, dacă în fața ta ar fi stat Bortnikov, îmi pare că el atunci a fost șeful FSB-ului, el probabil ți-ar fi spus mai multe. Dar apropo, dar tu vreodată ai fost invitată să discuți cu cineva din FSB, să-ți propună să te racoleze? Dacă îmi spui că nu, nu te cred, spune. Nu, ascultă. Deci eu acum deja știu care sunt metodele lor și deja după ce eu am cunoscut care sunt metodele lor, îmi dau seama că asta au fost încercări de tatanoare. Eu am fost de 2 ori invitată de oameni din ambasade. Prima dată asta a fost ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă, când eu eram la anul 2. Ambasada Moldovei te-a invitat? Da, da. Și a doua oară... Dragă de moldoveni? De moldoveni? Nu, poate. Eu acum nu spun, dar am fost invitată și mie mi s-a sugerat că eu sunt prea activă și eu deja pe atunci, era anul 2 sau anul 3, eu deja eram în grupa Sovesti, Dvijenia, da, proteste, absolut. Deci, ca să înțelegi, despre noi deja se scria în presă, nu, presa liberă da. Care era. Și a doua oară? Și mie cumva mi s-a sugerat să fiu mai nu, nu mă comport așa de naglă, cum mi s-a spus, dar mie mi s-a propus să devin președintă asociației studenților din... cumva s-au făcut aluzie, poate tu ai... Moldovei? Da, din Republica Moldova. Adică erai racolată de serviciile speciale moldovenești. Dar eu am refuzat, am spus că, scuzați, dar mie nu mi-este asta interesant. Eu, în general, cu studenții din Moldova comunicam foarte puțin, cu excepția colegilor mei de clasă care învățau la Fistech și Bauminga. Dar serviciile speciale rusești? A doua oară, eu am fost invitată, deja fiind aici, în Republica Moldova, după expulzare undeva... Îmi pare că prin primăvară 2008 eu am fost odată invitată de un reprezentant al ambasadei Federației Rusă de aici. Ți minte că eu n-am intrat în ambasadă. Ce cu tine? Eu eram pericol. Ea e poză la porțile unei ambasade rusești. Eram pericol. Deci noi cu el ne plimbam. Eu ca acum țin minte că noi cu el ne plimbam. Și el discuta că, iată, dacă vrei să revii, poate ar trebui să scrii o scrisoare unde îți recunoști că cer iertare, vreau să... Nu, metoda asta obișnuită și eu... Tu crezi că atunci încercau să te racoleze? Eu cred că ei urmau să vadă dacă eu, în general, voi accepta vreo colaborare, știi cum. Din tâi, dar tu... înainte de asta, nu. Deci tu erai în cercul Navalnyi, Nemțov, nu știu, deci erai un deliciu pentru Mariana, serviciile tu speciale. Foarte, tu pe mine mă cunoști deja mai bine. Eu nu vorbesc de faptul dacă tu, dacă tu erai sau nu în serviciu, dar cel puțin să încerci să te racolezi. Eu vreau să spun un lucru. Cred că era de obligația lor să o facă. Eu vreau să spun un singur lucru. Cei care pe mine mă cunosc și tu tot deja pe mine mă cunoști, da. Spun știu că... Știu multe smituri Doamne, da, Doamne ferește... Cei cu FSB-ul sau cu CIS-ul sau cu CIA-ul, dacă ei au așa agenți ca tine. Pentru că nu vreau aici să intru în detalii, dar felul cum eu pot uita telefonul în mijlocul drumului, calculatorul și în general cât de
eu sunt absolut neatentă, deci despre mine se spune multe, dar eu cu toate, știi, cu ceea ce eu fac, eu sunt absolut neatentă ceea ce este imposibil pentru un agent. Doi, eu sunt convinsă că alături de mine întotdeauna erau oameni din servicii. Acum deja eu am surse mult mai serioase, eu discut cu oameni diferiți și mie inclusiv mi se spune că în cercul cel mai apropiat al meu există oamenii care nu neapărat sunt agenți, dar la sigur sunt oamenii care livrează informații. Și unii o livrează? Nu. Eu știu cu cine ei lucrează. Probabil acum... Servicii mai, de aici, acum, de acolo? Nu, acum probabil SIS-ului. Acum, eu deja nu mai sunt interesantă serviciilor rusești, tu trebuie să înțelegi. Poate le eram interesant undeva... Până la momentul în care nu era clar, atunci când mi s-a scos interdicția de a intra în Federația Rusă, dacă eu reveneam în Federația Rusă și rămâneam în Moscova, atunci eu poate încă mai rămâneam interesantă pentru ei. Dar în momentul în care tu nu mai ești acolo activ... Noi trebuie să mergem în pauză de publicitate, dar eu vreau să lansez discuția și despre al doilea personaj despre care am pomenit, Eduard Baghirov, blogger rus, care de asemenea a fost acuzat și s-a trezit cu un dosar penal de implicare în evenimentele din 7 aprilie, că ar fi fost organizator, cred, al acestor evenimente. Da, el are condamnare. El e același procuror, s-a ocupat de caz. Roșu, da, tot el, pentru că țin minte că eu mă întâlneam cu acel procuror și discuteam despre dosarul Baghirov și mi-am dat seama că acel dosar nu are consistență. Eu acum nu mă pot... Tu înțelegi că același procuror a fost și pe timpul comuniștilor? Nu, acel procuror era cel care gestiona toate dosarele legate de 7 aprilie. Deci era vorba de un... Poate că așa se explică de ce n-a fost exclus. Pentru că el s-a ocupat de tot ce înseamnă dosarele 7 aprilie. Eduard Baghirov, îți era prieten? Noi ne cunoșteam. Pentru mine Eduard Baghirov la fel a fost pe urmă încă o lecție de viață când eu am înțeles că oamenii nu sunt ceea ce par. Eduard Baghirov a apărut în viața mea când? În 2008. Ca să înțelegi, când erai în Moldova deja. În Moldova deja. Tu ca să înțelegi, în 2008 la mine veneau prieteni din Moscova aproape în fiecare weekend. Eu aveam foarte mulți prieteni. Bine, soțul meu normal că venea în fiecare weekend sau cel puțin fiecare al doilea weekend. Veneau prieteni din Lenta, din Gazeta Ru, din Nova Gazeta, veneau prieteni de peste tot. Foarte des oamenii cunoscuți, jurnaliști din Federația Rusă, cu care eu nici nu mă cunoșteam personal, chiar dacă ajungeau, oricum pe mine mă sunau, pentru că marea a devenit un fel de, nu știu, mem, să zicem așa, expozată. Da, tip, dacă ajungi în Chișinău, trebuie obligatoriu să o cunoști pe marea. Și eu foarte des eram sunată. Așa, într-o zi, pe mine mă sun în telefonul, privet, este Edic Baghirov. Dar tu, ca să înțelegi, în anul 2007-2006, toată Moscova era plină de billboard-uri cu cartea lui Baghirov, Gastarbeiter. Deci el era top number one. El era top number one bestseller prodavaimă. Deci, nu, într-adevăr, carte bună, interesantă, scrisă așa, într-un fel foarte provocator, foarte interesant. Și pe mine mă sună Eduard Baghirov. Nu, sigur, hai să ne întâlnim. Și așa ne-am întâlnit cu Eduard Baghirov, care atunci mi-a povestit că el este căsătorit cu o moldoveancă. Cu moldoveancă. Ea cândva, câțiva ani a trăit în Republica Moldova, pe urmă familia ei a plecat din... El venea des în 2008, și el venea, da, el venea des. Și el venea des pentru că spunea el că el s-a îndrăgostit de această țară foarte tare. Și ce tare. Făcea? Scria, el era scriitor. Nu, el venea în Moldova să scrie, să inspira, să ce făcea. Așa el spune, nu, băuturi, gulchi, nu știu ce. Mi-a făcut cunoștință și cu soția lui, am văzut-o pe atunci. Dar că acum înțeleg că cel mai probabil, de ce și-ți spun că dacă și erau implicate serviciile... Crezi că el era legat cu serviciile speciale rusești? Eu pot să spun acum deja că el la sigur a venit cu agenda. Acum, partea cu 7 aprilie eu mai puțin cunosc. Parte legată de mine, eu deja o știu la sigur, inclusiv de la el, pentru că peste câțiva ani el mie mi-a spus asta, ce? Personal. Tu că să înțelegi, în anul 2007-2008-2009, da, cam pe atunci, 2007-2008-2009, a fost pornit un proiect al mișcării de tineret nașă, cândva Iacovenca
era șeful acestei mișcări. Această mișcare de tineret a fost folosită de către administrația prezidențială din Moscova ca și mișcare care organiza foarte multe provocări la adresa opoziției, presei de opoziție, da, și așa mai departe. Și el era unul dintre liderii acestei mișcări? Nu. El era unul dintre oamenii care juca rolul activ în organizarea provocărilor. El, pe urmă, mie mi-a povestit. Tocă să înțelegi, în urmă, deja mai târziu în presă rusească au apărut aceste informații. Așa i-a fost organizată lui Victor Șenderovici o înscenetă cu, să mă scuz, cu o fată ușuratică într-un apartament închiriat. Așa i-a fost înscenat, organizată o provocare redactorului șef Newsweek, Fishman. El a fost filmat când el utilizează cocaină într-un apartament. De la tine ce vrea Bagirov? Bagirov trebuia, el mi-a spus mai târziu, peste câțiva ani, că Natasha, должен был тебе т***нуть и заснять все это на камеру. Am înțeles. Continuarea discuției după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit în studio. Așadar, Bagirov venise cu misiune împotriva ta. De ce Natalia Morari? Eu ți-am zis că sunt două misiuni pe care trebuie să le separăm. Una legată de 7 aprilie, alta legată de... Cu 7 aprilie. Alta legată de mine. Deci cu mine... Hai să fim cu tine. Da, era vorba despre o discreditare. Slavă Domnului, nu i-a reușit. Dar știi cum, nu i-a reușit pur și simplu pentru că ca de bărbat nu mi-a plăcut de el. Dar el a fost foarte insistent în perioada aceea. Ca să înțelegi, el în 2008 vinea, el a făcut cunoștință cu mama mea. И виняла я на спецы, и фача кадоу ркерцку аутографи, я факут кадоу нешти папагаль, и повестяк индрагустит де фика, я просто влюблен в вашу Наташу, буду ждать ее всю жизнь. Ел макута. Да, ел диворцасер, он дива ласфашитул вереса, он там на доме опт. Mie insistența lui îmi părea un pic ciudată. Deci noi comunicam, dar insistența era un pic, ea nu tare îmi plăcea și eu întotdeauna când mergeam la întâlnirile cu el, deci inclusiv vireșoara mea, știi, vireșorul meu, prieten, deci eu întotdeauna mergeam cu cineva la întâlniri. Eu spuneam că, păi, iată iar m-a sunat Bagirov, hai să mergem împreună că nu știu ce vrea de la mine. Intuitiv, Mariana, intuitiv eu simțeam că ceva nu este curat la mijloc. Da, foarte repede. Dar asta este foarte, foarte important legat de Bagirov. El, când mi-a povestit despre chestia asta că trebuia, el mi-a povestit nu doar mie asta, dar și lui Nemțov. Asta era un moment în care el i-a recunoscut lui Nemțov. El tot a fost foarte apropiat de Nemțov. Noi eram împreună și el i-a recunoscut lui Nemțov. Cine noi eram împreună? Boris Nemțov, eu și Eduard Bagirov. Și atunci Eduard Bagirov, i-a recunoscut lui Nemțov, că я должен был, это, el i-a arătat chiar o cameră de hotel, я должен был вас сюда завести cu девочки, наркота, все заснять, și chiar a arătat camere. Inclusiv același lucru el trebuia... Tu crezi că el vorbea serios? Pentru că mie, din ceea ce am văzut, îți dai seama că eu la un moment dat am făcut investigații legate de 7 aprilie și despre tine, și despre Eduard Bagirov, și despre Mart Căciu. Bun, tot ce înseamnă oamenii 7 aprilie. Și ce am înțeles eu despre Bagirov era că Bagirov era un fel de păunde ăsta. Tip foarte scandalos. Care vrea să atragă atenția asupra lui și nu întotdeauna tot ce vorbea el era serios. Deci eu nu aș fi provocat scandal. Mariana, eu n-aș fi crezut în asta. Serios, da, eu n-aș fi crezut serios? În asta dacă după aceasta n-a urmat o serie de materiale în presă rusească despre foarte mulți oameni implicați în opoziție sau în presă de opoziție. Inclusiv soțul meu, deja fostul meu soț, Ilia Barabanov, împreună cu Ilia Iașin, au fost invitați împreună într-un apartament de către vestită Katia Mumu, cea care îi curta pe tineri băieți din opoziție. Au venit într-un apartament în care pe o masă văd narcota, fală imitator, să mă scuz pentru detalii, dar asta a fost scris în piesă rusească. Da. Ei repede și-au dat seama că este cacaita podstavă și pur și simplu au plecat de acolo. Bun. Deci eu n-aș fi crezut dacă asta n-ar fi apărut. Și pot să-ți confirm că o cunoscută de-a mea
care este foarte vestit în Federația Rusă, ea a ajuns să fie curtată de Bagirov și filmată de el, inclusiv ea mi-a recunoscut asta. Asta niciodată n-a apărut. Asta n-a apărut niciodată, dar știi cum, când ești filmată, tu începi să fii șantajat. Deja ești mai șantajabilă. Da. Și gata. Bagirov și 7 aprilie. A avut vreo legătură el? În primul rând, Bagirov era în aprilie 2009 prin Republica Moldova? Ceea ce eu țin minte la sigur, Bagirov undeva până în ianuarie, februarie 2009, foarte mult timp petrecea în Republica Moldova, după care a plecat. Dar după el vreodată a încercat să-ți sugerieze, să-ți creeze o percepție despre faptul că trebuie să, în caz de ceva, poate e bine să facem proteste. Nu, da? nu, niciodată. Deci noi despre asta nu prea vorbeam, noi mai mult vorbeam despre Federația Rusă și pentru că tu trebuie să înțelegi. El era din Federația Rusă, eu continuam să lucrez pentru New Times și 99% din subiecte comune între noi, astea erau subiecte legate de Federația Rusă. Dar el s-a interesat despre realitățile din Moldova politice? Probabil da, el întotdeauna spunea că tare îi place de Moldova, el are așa o manieră de tipă все, tipă шловой la fel, tipă ну ладно, у нас хоть есть Путин, да, это лавой, în general. Da. Dar asta este o manieră. El a fost implicat în 7 aprilie? Uite, faptul că el când a două sau trei zi după 7 aprilie a scris o postare pe blog unde a recunoscut că el ar fi organizat 7 aprilie. Postarea asta mie mi s-a părut absolut ciudată, pentru că eu n-am înțeles prin ce el a fost implicat. Eu vreau să spun că peste un an undeva, sau doi, eu vroiam să fac interviu cu el pentru revistă Punct. Și am înregistrat acel interviu prin Skype. Apropo, procurorii au avut acces la el, eu singur i-am dat, pentru că am fost întrebată că eu n-aveam ce ascunde. Da. Eu în acel interviu l-am întrebat pe Bagirov, все-таки, сейчас, acum, poți să spui ai fost sau nu implicat? Ai fost sau nu implicat și dacă ai fost implicat, pentru cine ai lucrat? El atunci mi-a zis, în acel interviu care, la sigur, există în Procuratura Generală, în înregistrarea, că încă n-a venit timpul, că dacă eu voi începe să vorbesc, că vor cădea prea mulți. Dar el a recunoscut că a fost implicat. A recunoscut că a fost implicat. Cum, Mariana? Nu știu. El detalii. Dar evadarea lui, tu ai fost cumva, ai participat la organizare? Există iarăși un mit unde acum blogerii lui Plahotniuc scriu că Morarele ajutați pe Bagirov să fuge din țară. Asta este un mit despre care Plahotniuc știe foarte bine și inclusiv toți blogerii lui, pentru că atunci eu lucram la Publică. În seara aceea când Bagirov a evadat din Republica Moldova, cu el a mers până în Ucraina, până în Odessa, unde a făcut și interviu cu el, Victoria Criucova, jurnalistă de la Publica TV. Eu în acea seară eram în general în emisie și asta putea fi ușor verificat. Bun, Victoria putea să se ducă dacă tu, de exemplu, îi spuneai. Nu, eu n-am spus, eu niciodată asta n-am discutat. Deci ea a aflat prin sursele ei despre Bagirov și ei s-au dus fără... Tu știai în general? Eu nu știam că el are de gând să fugi, eu nu știam despre asta. Ok, hai să mergem mai departe. Vreau să mai discutăm un pic și despre opoziție și Natalia Morari. Mihai Ghimpu, la moment dat, a zis că tu ai venit la el în seara de 6 sau 7? Eu și încă vreo 7 persoane, dar bine că mă ține minte pe mine. Da, și l-ai chemat la proteste. Din interceptările celea de SMS-uri, iese că tu, în seara de 6 aprilie 2009, le-ai scris lui Dorin Chirtoacă și lui Vlad Filat și lui Serafim Urecheanu, trebuie să discutăm. Noi pe ați întâlnit, ați discutat? Da. Noi ne-am întâlnit cu Ghimpu și îmi pare că a fost și Chirtoacă cu el. Acum eu nu țin minte, dar la sigur era Mihai Ghimpu în sediul Pelea pe strada Vlaicu Părcala, îmi pare că atunci pe acolo era. Asta era în seara de 6 aprilie. Cu Vlad Filat noi am discutat în piață, încă în piață, pe data de 6, când el spunea chemați toată lumea să vină mâine, că mâine va fi sonorizare și scenă și absolut tot. Pentru că tu știi că a fost deja depus din partea PLD-meului, cu mult timp înainte de alegeri, a fost depus cererea prea... De organizare unui protest. Da, că atunci era nevoie să ai autorizație. Cu Serafim Urecheanu, eu nu țin minte, dar îmi pare că așa și n-am reușit să discutăm. Dar noi atunci am umblat cu un grup întreg de tineri. Marian, trebuie să înțelegi că... Dar de ce trebuie o ție lideri opoziției? Deci un protest al... Eu, în general, sunt tare sceptică legat de politicieni. Când vin ei, totul se strică. Marian, noi atunci, îți spun cum este, noi atunci, la vârsta mea de 25 de ani, înțeleg că eu sunt naivă, dar noi atunci, în seara de 6 aprilie, simțeam că noi facem istorie și ia ca regimul comunist va cădea.
Noi eram absolut convinși de asta. Și tu vrei noi să faci istoria pentru opoziție? Noi vroiam să ne unim, nouă ne părea că asta e momentul când trebuie de unit absolut toate forțele, pentru că regimul comunist este atât de strașnic, când nu contează, știi, mergi și cu dracul, numai diavolul să fie dat jos. Și pentru noi a fost o mare, nu știu, pentru mine a fost o mare șoc când a două zi pe data de 7 n-a fost nici scenă, nici sonorizare în Piața Mare a Adunării Naționale. Noi am venit acolo mai târziu pentru că tinerii, cei care au fost pe data de 6, am mers la conferință de presă a două zi la Infotac și stăm așa mândri de noi, că noi suntem tineri, schimbarea a venit și nu știu ce. Neștiind că în momentul ăsta, deja Procuratura Generală a emis un comunicat de presă prin care anunță că toți cei care au organizat ieri flashmobul pe numele lor este pornit dosar penal. Doi, dar anume că Gheorghe Bregă era unicul care a pus semnătura în cererea prealabilă la depus la primărie. Da, el s-a expus. El unicul s-a expus. Curios este faptul că toți cei care au fost organizatori, voi care ați ieșit la aceste proteste, vă nu știu cum a scăpat de furia poliției. Pe voi nu v-au atins. În schimb, am mâncat bătaie în comisariate și niște deputați, noi ne amintim bine, domnul Butmalai, Dumnezeu să-l ierte, a fost bătut în comisariat atunci, a fost ținut în închis. Doamna Cușnir, care era încă deputată, a fost trâtă pe jos de păr, dusă de niște polițiști. Dar pe voi nu v-au atins. Nu v-au atins. Nu, Mariana, eu îți spun de ce pe mine nu m-au atins. Pentru că în cazul în care mă atingeau pe mine, era organizat așa un scandal, cel puțin în presă rusească. Asta eu nu-ți pot spune pentru restul. Cui a servit 7 aprilie? Iată astăzi, dacă te uiți așa în spate. Pentru mine acum asta este evident. Nu, eu cred că lui Vlad Plahotniuc. De pe atunci? Sau el a tras foloase? Poate el a fost cel mai deștept și a știut cum să tragă foloase, dar pentru mine până acum rămâne un mare semn de întrebare cum așa se întâmplă că toți oamenii cheie care au fost implicați în organele de drept pe atunci, cumva acum se regăsesc în structurile lui Vlad Plahotniuc. Și știi, eu aici stau și ghicesc. E o coincidență? Savpadenie? Sau nu? Eu urmăresc subiectul 7 aprilie, normal, că de 10 ani de zile, de când s-a întâmplat 7 aprilie și exact același lucru. Eu încerc întotdeauna să, după acest cunoscut proverb latin, cine are de câștigat, încerc să urmăresc oamenii evenimentelor din 7 aprilie ca să-mi dau seama ce s-a întâmplat? Pentru că mituri există foarte multe. Miturile poți să le crezi, poți să găsești argumente de ce ele nu sunt credibile sau ce este credibil, ce nu. Iar dacă urmărești evoluțiile unor oameni, poți să-ți dai seama de multe, multe lucruri. Da? Și aici am câteva poze ale unor oameni despre care a fost vorba în ultimii ani că oamenii care au fost implicați în 7 aprilie, noi știm sigur că ei au fost implicați într-un fel sau altul și am stat și am urmărit de-a lungul anilor ce s-a întâmplat cu acești oameni. Eu am să merg să pun fotografiile lor, toți să mă ajuți. Da. Să facem nu sunt sigur că pe toți îi țin minte, dar O să încercăm, majoritatea sper că da. O să încercăm să ne amintim cine și ce face și cu ce funcție se ocupă în prezent. Dar cât timp eu mă duc să pun pozele, am să te rog să ne spui totuși, cum crezi, ce s-a întâmplat cu Vladimir Voronin pe 7 aprilie? El a fost trădat? El a crezut că are de câștigat? Uite, el a fost unul dintre organizatori? Ce deja, știi, în urma mai multor discuții cu oameni diferiți am aflat, este faptul că undeva de prin 2008 el a început să fie nu tare mulțumit de ceea ce face Vlad Plahotniuc. Pe atunci, omul de afaceri care era tare departe de ochii presiei, dar care a început să fie extrem de influent. Noi, știi, povesteam bancuri Aleșca Voronin controlează tot. Pe urmă ne-am trezit că, de fapt, asta nu era Aleșca Voronin, dar a fost Vlad Plahotniuc. Da. Și lumea spune, dar îți spun asta, ceea ce spune lumea, e că acesta a început să-l deranjeze un pic pe Voronin, devenind mult prea puternic, ceea ce nu-i plăcea lui Voronin. Din surse foarte demne de încredere, eu știu că în 2008 Vlad Plahotniuc deja încerca să-și mute o parte din afaceri în străinătate și oamenii lui din cercul lui se ocupau deja de deschiderea companiilor și aranjarea vieții de mai departe în străinătate. Și pe urmă stai și te gândești, dar n-ar fi fost în interesul acestui om de afaceri în devenire oligarh cumva să pătșătnuți vlaștii Voronină, cel care deja devenea nemulțumit? În momentul în care am să te rog să mă ajut. Da, hai.
Pe el îl știi, nu? Oh, Artur Reșetnicu. Da, Artur Reșetnicu. Pe el îl cunoaștem. Unde să-l pun? Sub cine? Sub Vlad Plăhătniuc, evident. Ok. Evident. Deci, dar atunci, în aprilie 2009, cum crezi? Eu cred că deja sub Vlad Plăhătniuc, pentru că din ceea ce știu, ce joc, ce rol a jucat el în formarea sistemului judecătoresc actual, roadele căruia noi le mâncăm în fiecare zi, asta a fost Artur Reșetnicu. El a fost cel care îi aducea mape președintele Vladimir Voronin spre semnare și aprobare candidaturilor. Dar deja cum candidaturile ajungeau pe masă lui Artur Reșetnicu, rămâne de investigat. Da. Tu crezi că de pe atunci deja Artur Reșetnicu era aici? Eu cred că da. Pe el știi, nu? Gurbulea. Gurbulea. Fostul procuror general al lui Voronin. Al lui Unde Voronin. Să-l pun? Vezi cum, el cumva acum, el lucrează în structură? Lumea zice că la DBC lucra. Lucra? În ultima perioadă de timp era văzut pe acolo. Nu, dacă era văzut, atunci clar că acolo, dar eu pur și simplu am văzut că el cumva s-a retras. Eu de mai multe ori am încercat să-l invit la emisiuni, el de fiecare dată refuza. Nu, nu spunea că nu va veni niciodată, da. Dar evita ieșirile. N-am văzut am nici... văzut interviuri pe la Sputnik acordate în ultimii ani. Uh-huh. E adevărat că atunci când erau discuțiile cine va fi următorul procuror general după ce a plecat domnul Gurin, printre candidaturile vehiculate pe lângă Harunjan era și Gurbulea. Știu că l-am telefonat, orice candidatură care este, orice candidatură care atunci era vehiculată, ea oricum vinea din area lui Vlad Plăhătniuc. Ca să explic, zvonurile nu veneau de la oameni inițiat, dar tot din procuratură, de la persoane. E clar. Dar tu îți dai seama, cel care controla pe atunci procuratura n-ar fi admis niciodată să vină vreo persoană necontrolabilă de el la șefie acestei instituții. De ce putem să pentru că eu nu țin minte funcțiile tuturor în ziua de 7 aprilie, eu am strac cu ochiul pe foaie. Asta știi cine este, da? Nu, domnul Harunjan, actualul procuror general, da. Care dar eu nici nu-ți minte ce făcea în aprilie 2009 era tot șef la procuratură și era responsabil de, acuși să găsesc exact cu ce se ocupa domnul Harunjan în acea perioadă de timp, era responsabil de urmărirea penală. Eu cred că... Unde îl pun? Nu-i clar. Da? Aici? Nu-i clar, Marian. Ok. Eu deja pot părea că aici lista va fi cea mai lungă. Ups. Stai că nu se prinde. Așa. Pe el bănuiesc că tot îl ții minte. Igor Popa. Igor Popa, da. Da, Igor Popa era persoană tot angajată al Procuraturii Generale atunci. Drept că în acea perioadă de timp Igor Popa era responsabil de anchetă pe dosarele legate de 7 aprilie. Dacă îți amintești, Voronic a creat un grup de procurori și polițiști care urmau să ocupe de tot ce înseamnă anchetă legate de 7 aprilie și domnul Popa era șeful lor, a tuturor acestor procurori. A fost promovat în timpul comuniștilor. Unde să-l pun? Eu l-aș pune tot aici. De ce? Nu, pentru că el a fost, el rămâne în sistem și el a mai fost promovat în ultimul, eu nu mai țin el minte, este ultima. Vice, prim da. Vice procuror general. Ce să mai vorbim? El este mâna dreaptă ce să mai a lui Eduard Harunj. Ce astăzi? Să mai vorbim? Gheorghe Papuc. Gheorghe Papuc. Unde îl punem pe Gheorghe Papuc? Eu cred că Gheorghe Papuc, cel care, despre care se spune că n-a răspuns timp de 2 ore președintele Vladimir Voronin, la sigur merge în lista asta. De ce? Eu am motive să cred că și el a colaborat deja. Nu, eu l-aș colabora spune cu el. Da, eu ce pot să spun, eu nu știu cu cine el colabora, astăzi, deci atâta timp jurnaliștii de investigație, cât timp nu au probe, nu pot să afirme, dar eu pot să spun doar atât. În august 2014, Gheorghe Papuc a fost ales președinte al Consiliului de Administrare la Banca Socială, iar noi ne amintim ce se întâmpla în 2014, iar în octombrie 2014, când avea loc cea mai interesantă parte a furtului miliardului, Banca Națională a refuzat numirea lui Gheorghe Papuc în funcție de președinte al Consiliului de Administrare la Banca de Economii. Eu cred că în acel moment el nu mai avea nicio legătură cu domnul Voronin. Nu știu dacă e bine să-l punem aici sau poate să mai creăm un grup aici cu Ilan Șor. Dar eu tot grupul Ilan Șor, eu îl pun tot acolo. Da. Deci pentru mine nu există nicio diferență. Dar hai să-l punem mai jos. Știi să zicem că el totuși știi cum? Există nu este știi cum? Nu, știi cum? Există prima linie, există a doua linie. Da. Cei care sunt cu Șor, asta e prima linie lui Șor, dar a doua linie lui Vlad Plăhătniuc, după mine.
foarte important om pentru zilele de 7 aprilie, poate cel mai important om în tot ce înseamnă activitatea polițiștilor, în noaptea de 7 aprilie, omul responsabil de șeful statului major, deci responsabil de ce se întâmplă în cazuri de criză, cel care dă ordine în cazuri de criză, Valentin Zubic. Cel care a fost prezent la arestarea mea, când a venit la Bucurie 14, când eu am fost arestată. Cel care a fost mult timp, acum el, din câte cunoaștem, este șeful pazii lui Vlad Plahotniuc. Șeful pazii este în documente șef administratorul Argus, iar până la asta a fost și administrator la Finpar Invest. Compania lui Vlad Plahotniuc. Da. Deci asta e clar. Eu, ca să fie clar, eu am luat nume din presa din 2009, deci n-am luat nume acum, eu am luat numele care circulau în 2009 în presă, despre care eu în 2009 scriam. Actualul ministru de interne, Jizdan. Actualul ministru de interne, domnul Jizdan. În 2009 era șeful Departamentului Serviciilor Operative din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, tot implicat în asigurarea ordinii publice în timpul protestelor din 7 aprilie 2009. Da, cred că aici nu există dubii, pentru că dumnealui a fost, face parte dintr-un guvern oficial a Partidului Democrat. Cine este? Domnul Pânzari. Da, Pânzari. Domnul Pânzari, care este acum șeful Inspectoratului General de Poliție. În trecut, fost șef al Direcției de Combatere, în trecut, adică în aprilie 2009, șef al Direcției de Combatere a Crimei Organizate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Dacă nu greșesc, sediul dumnealui era tocmai acolo unde ai fost dus tu, unde mai târziu a devenit, deci este INIU, Inspectoratul Național de Investigații. Și domnul Pânzare apare mai multe fotografii din noaptea și din ziua, nu din noaptea, din ziua de 7 aprilie 2009, de pe lângă președinție, acolo unde aveau loc proteste. Eu cred că nu greșesc dacă îl pun aici. Absolut. Cred că nu greșesc. Așa, sper să-mi ajungă aici. Bun, ăsta e, cred că, prietenul meu, domnul Botnar, cel care tare a vrut ca eu să am dosar penal. El a fost comisarul municipiului Chișinău, Vladimir Botnar. Nu știu dacă și acum, pentru că deja nu mai pot afla această informație, dar un an în urmă, dumnealui era șeful securității din cadrul întreprinderii de stat Moltelecom, care, de asemenea, aparține. Este condus, să zicem așa, de reprezentantul Partidului Democrat. Bun, Petru Corduneanu. El tot era din comisariatul, eu nu-l țin minte. Tot era din comisariatul de poliție Chișinău. Petru Corduneanu, acum nu am stat să mă uit dacă este și acum deputat, dar cel puțin până la acest mandat era deputat socialist. Da. Deci iată și aici mai avem. Pe doamna Zina Greceanu n-am mai anunțat-o, dar cred că este clar de ce am pus acolo. Ruslan Sachean, nu știu dacă ți este cunoscut, Ruslan Sachean este tot un polițist, șeful Poliției Criminale, Comisariatului General de Poliție pe atunci, în 2009. Foștii săi subalterni, în cadrul dosarelor legate de 7 aprilie, spuneau că el, că toate ordinele din noaptea de 7 aprilie, de a-i bate pe tineri, de a-i duce pe cei morți într-o parte, veneau de la Sachean. Acum mi-am dus aminte de investigație. În 2017, Sachean era șeful Inspectoratului de Poliție Ciocana. Acolo, unde lista e mai lungă. Așa. Igor Bodorin. Fost șef SPP. Fost șef SPP. Fostul șef SPP, acum nu știu ce face, dar până acum nu de mult, era directorul agenției private de securitate, Classica Force, a lui Ilan Șor. Lui Ilan Șor. Nu, eu tot aș spune, în gardă, în a doua linie. Aici. Aici depinde cum îl tratăm pe Ilan Șor, că este de capul lui sau nu este de capul lui. Eu nu știu cine îl tratează pe Ilan Șor de capul lui. Nu știu, e diferit. Mai, colegii mă roagă să încheiem emisiunea, dar mai am 3 poze și încheiem emisiunea. Aceasta este Larisa Catrinici, fosta ministră a sănătății în timpul evenimentelor din 7 aprilie 2009, cea care a spus că Valeriu Boboc s-a intoxicat cu gaze necunoscute și de asta a murit, chiar dacă băiatul era plin de vânătăi. Câțiva ani în urmă, 2 ani în urmă, cred că dacă nu greșesc, în noiembrie 2016, Larisa Catrinici a câștigat un concurs, ciudat, și a devenit șefa Institutului Oncologic.
Cine la noi în ultimii ani câștigă toate concursurile? Tot la Partidul Democrat. Da. Tu crezi că aici? Nu, cu sigur. Mariana, tu cunoști vreun reprezentant al opoziției adevărate care ar fi câștigat vreun concurs în ultimii ani, din 2016 încoace? Acesta este Anatolie Galben. Este unul dintre, așa cum i-a numit presa, judecătorii din Iad. Judecători care au judecat tineri în comisariate, le-a dat arest ca ei să fie bătuți și mai departe, să nu cumva să se odihnească, să le treacă vânătăile. Anatolie Galben este astăzi membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Tot acolo. Cred că, da, e chiar clar. Dacă noi avem justiție liberă și independentă, Republica Moldova, potrivit lui Sergiu Sârbu, gurile rele din Republica Moldova spun că ea nu e chiar așa și e cumva controlată politic. Ghenadi Morozan, el era judecător la o instanță de fond în Chișinău, acum este judecător la Curtea de Apel, deci a fost avansat în funcție deja pe timpul guvernărilor guvernării democratice și pro-europene. Eu nu știu unde să-l pun pe Ghenadi Morozan. Mie este dificil să zic unde ar trebui el să fie. Eu cred, eu nu vreau să exagerez, bineînțeles, dar eu cred că tot cei care rămân la ora actuală în Curtea de Apel, ei n-au cum să fie, ei deja pe atunci când au fost promovați, au fost trecuți prin filtrul Partidului Democrat, ori după ce au ajuns, urmau să fie testați la loialitate. De ce îl băgăm tot aici? Da, eu o să-l pun mai jos, pentru că aici pot fi discuții mai multe. Mai am două fotografii. Ele n-au încăput, nu știu dacă le pot pune într-o parte sau în alta. Unul este Dorin Chirtoacă și altul este Serafim Urechean. Probabil că ar fi trebuit să-i pun aici mai departe, separat, da. Dar dat fiind faptul că nu este atât de mare lista și nimeni nu i-a bănuit, din cât știu eu, de implicare în evenimentele din 7 aprilie. Da, apropo, Serafim Urechean ar trebui să răspundă pentru faptul că a acceptat pentru 1 milion să schimbe funcția de procuror general cu cea... Tu l-ai pune aici? Eu zic, eu l-aș pune undeva mai aproape. Nu sub, dar undeva mai aproape. Pentru că faptul că el a acceptat chestia, de acolo a început totul. Mariana, tu știi foarte bine că la noi acum puterea o controlează celă care o controlează procuratura generală. Eu aș vrea să rog cameramanii noștri să filmeze acest panou cu poze. Pentru că nu este bine să urmărești la distanță de 10 ani ce se întâmplă cu oamenii care au servit unor interese și care au ocupat sau au jucat roluri importante într-un fenomen. Ca să-ți dai seama cui pot servi ei. Dacă nu este adevărat ce spunem noi, nu suntem gata să auzim probele contrare. Natalia, ultima întrebare, pentru că noi deja am depășit timpul. Cum crezi, în 7 aprilie se poate repeta? Așa cum a fost organizat 7 aprilie cu protestul naiv al tinerilor transformat în violență, eu nu-mi doresc niciodată în Moldova să se mai întâmple. Dar premize? Dar pornind de la faptul că toți acești oameni nu au fost nimeni pedepsiți, polițiștii nu i-am pus pentru că, mă rog, nu, erau prea mulți. Dar nici din ei nimeni, absolut nimeni nu a făcut pușcărie pentru ceea ce s-a întâmplat în 7 aprilie 2009. Mariana? Lecțiile neînvățate. Noi avem foarte multe lecții de învățat. Eu cred că premize pentru o revoltă populară în Republica Moldova există. Problema este că cei care ar putea să fie driverul revoltei pleacă din țară, tinerii. Și eu nu prea cunosc, știi, revoluții organizate de pensionari. Da, poate, da. Nu da, prea cunosc. Adevărat. Poate vom fi noi primii. Poate sunt dezamăgiți după 7 aprilie, de asta oamenii Mulți sunt. Da. Da. Interesant, Natalia Morari a putut face un 7 aprilie, nu mai poate aduce lumea în stradă în număr atât de mare. Nu, poate pentru Poate pentru că asta a fost un mit care tare i-a convenit cuiva timp de 10 ani pentru a discredita pe Natalia Morari de lansat în spațiul public diferite zvonuri, care au la bază și în mare parte adevăr. Da, am învățat la Moscova, da, am venit din Federația Rusă. Deci foarte comod totul se aranja. Dar, este foarte important, Mariana, dacă aveau cum să dovedească că Natalia Morari într-adevăr a organizat, de mult Natalia Morari nu ședea la această masă și timp de 10 ani, cred că deja despășam pedeapsa dacă ar fi fost ceva de dovedit. Da. Problema este că nu s-a schimbat conducerea procuraturii. Ultima întrebare, că tu știi cum strigă în cască producătorii în astfel de situații. Este ceva important legat de 7 aprilie? Pe care tu îl știi și nu l-ai spus la această emisiune?
Și nu că nu ai vrut să-mi-l spui mie, că mă supăr dacă nu, dar tu crezi că încă nu este momentul să fii spus. Nu, așa lucru cred că nu, dar la sigur vreau să spun că mie îmi pare foarte rău că un protest al tinerilor și o furie populară care a fost absolut îndreptățită, a fost atât de murdar folosită de unele cercuri de putere. Asta, pentru asta îmi pare rău. Și eu mă simt folosită. Eu chiar mă simt folosită și sper că într-o bună zi voi avea posibilitatea să mă uit în ochii celui care totuși a fost, nu știu, creierul acelor evenimente, că nu știu ce să-i spun. Nu, bine, eu am capacitatea de a arăta oamenii, dar eu mă simt folosită. Da. Dar eu îți mulțumesc pentru participare la emisiune. Le mulțumesc și telespectatorilor care ne-au privit. Eu vă îndemn să nu uitați. Să nu uitați nici peste 20 de ani, nici peste 30 de ani, pentru că dacă nu se face justiție așa cum ne-am dorit noi să se facă într-un stat de drept, cel puțin memoria, acolo ei nu se pot băga peste noi și acolo putem face justiție în capitele noastre. Să aveți o seară frumoasă, rămâneți alături de TV8.